Odată cu introducerea restricțiilor, numărul vaccinărilor a început să crească. Cazurile scad de la o zi la alta, însă nu este suficient. În continuare, trebuie să menținem ritmul ascendent privind imunizarea. Însă, ultimile zile, situația nu mai arată la fel de bine ca în săptămânile trecute. Anca Mărcuș, editor al EvNews, se alătură discuției. Bună dimineața, Anca! Care este situația vaccinării? Mihaela, avem aproape 900.000 de persoane care deja și-au făcut doza 3 și peste 7 milioane de persoane imunizate. Autoritățile încearcă să găsească modalități prin care să scoată oamenii la vaccinare. Cifrele au crescut spectaculos săptămânile trecute când am organizat maratoane de vaccinare și de asemenea de când au fost introduse restricții pe baza certificatului verde. Vârful valului vaccinării l-am atins în ziua de 15 octombrie când am avut peste 134.000 de doze administrate. De asemenea, în 22, 23 și 24 octombrie am depășit 100.000 de doze pe zi. Din păcate, vedem că de la începutul lunii au început iar să scadă cifrele, iar numărul persoanelor vaccinate anticovid cu prima doză a scăzut sub 50.000 în fiecare zi. Anca, spune-mi care ar putea fi cauzele care îi îndepărtează pe român de ideea imunizării. Uite, CK Otelu spunea recent că este o legătură între scăderea ratei de vaccinare și faptul că legea certificatului verde a fost respinsă în Parlament și că după acel moment am avut o descreștere destul de abruptă. De asemenea, printre cauzele principale ale reticenței oamenilor este instabilitatea politică din România și lipsa încrederii în autorități, dar de asemenea și lipsa de încredere în sistemul medical este un factor care își spune cuvântul.